Stelian i-a pus în vedere Ramonei că interacțiunea dintre ei trebuie să se oprească. De asta te-am chemat cumva să vorbim împreună și să stabilim și să fie o discuție cumva matură, să înțelegem amândoi niște lucruri, că ar fi fost urât, cred eu, să mă retrag așa, știi, și să nu mai vorbesc cu tine deloc, știi, și mai ales în seama de ultimele noastre. Dacă tu crezi că asta este mai ok pentru tine, poți să nu vorbești cu mine, nu este nicio problemă. Este cumva o chimie între noi și avem niște interacțiuni fine, într-adevăr, și timpul petrecut împreună e frumos. Da. Dar e păcat că... Drăguț. E păcat și trebuie să înțelegem că e trist dacă nu se poate materializa în ceva mai mult. Ia iurea dacă e asta și într-adevăr cumva o să fie și dureros și na, ne încurcăm cumva unul pe celălalt și eu pe tine și tu pe mine și na, e păcat cumva, e o chestie reciprocă. În emisia live de ieri, Stelian venea cu noi argumente. Da, ia să vedem, Stelian, de data asta cum ai ajuns tu la concluzia că e bine să stați departe? Ar trebui să adaug un pic de context. Ca și generalitate, spun că mi-a lipsit timpul cu mine. Eu de regulă așa procedez. Reflectez de multe ori la ceea ce vreau să fac în viitor. Și te încurca Ramona? Nu, și mi-a pus mai multe întrebări cumva. Chiar am depus un efort și chiar am făcut niște... Nu, și m-am implicat emoțional cum n-am mai făcut de foarte mult timp și mi-a fost mai greu să accept din punctul ăsta. Da, domnule, ți-a făcut o fată simplu. Da, exact. Dar aranjarea cadrului din platou aducea câteva înțepături între Stelian și Ramona. Ce? Vreți să stai acolo neapărat? Da, chiar da. Trebuie să mă mut? Oh. Așa, vin-o lângă negru. Negru, trei băieți, unul după aici vin. Pune-te între Ramona și Robert, că ești negru cu negru. Dar lasă că e bine și așa. Ați auzit pe Ramona? Lasă! Nu, dar de ce să stau eu lângă Stelian? Cu ce ocazie? Nu. Gata, nu mai fii atât de salty. Dar tu vorbești că te bagi în toate discuțiile mele, nu înțelegi ce treabă ai tu în discuțiile mele. Tu te bagi în niște chestii? Nu, eu am fost întrebată. Aceleași lucruri le-ai făcut și da, ai putea să taci din gură când este vorba despre discuțiile mele, că nu... Asta e adevărul, Ramona. Părerea ta mi este egală cu zero și n-am dansat cu toți băieții. Nu, numai cu mine atunci. Dar nici cu tine nu mi-este rușine, stai liniștit. Wow, hai că devine salt. Uite, n-am... E pentru că vorbești mult prost și fără rost câteodată, ai putea să te abții. Mamă, ce rău îmi pare. Să dai tu cu părere la toate lucrurile, parcă ai fi avocatul poporului. Nu înțelegi ce treabă ai tu. Nu vreau să mă mai asociez în așa ceva. Păi, dar nici n-ar trebui să vorbești, ar trebui să... Nu vreau, ar trebui să-ți vezi de treaba ta. Efectiv, devine plictisitor. Păi, dar mă enervează în pâinei. Dar gata. Păi, dar să nu mai vorbească, frate, că eu dau. Ai plecat, a trecut, a fost gata. Vorbește, n-are, poate moară. În casa băieților, comentariile erau extrem de acide. Ce mă, eu? Hei, la un moment dat știi ce mai râdeam? Știi când ai spus tu de prietena ta lui Ramona? Tu erai lângă telefon, am vrut să zic, dar așteptai să suni telefonul serial. Ea n-are, mă, niciun sens. Bă, la naiba, dacă era să fie, nu aș fi ales-o direct pe ea. Mai veneam măcar în locul ăsta aici. Stau să-mi bag capul cu astea. Ia, mă rog. Ramona, inteligență artificială. Bă, ce m-am enervat astăzi un pic așa. Vorbești cu una, sar toate fratei de mâna ca. Cum a fost, uite, de exemplu, cum a fost la Robert. Eu mi-am pus mâine la urechi. Păi vorbea Ionela, sare și Alexia, după aia și Izabel și... Ce-am făcut așa greșit pe bunii? Vrei să o dau pe bunii? Vreau să-i zic că n-ala, te-am luat și te-am lăsat. Și ți-am făcut? De afară, când ești tu ca bărbat, ești în club și duci la alte, dansezi cu el și îi trage o... În baie, ce faci? Da, bă, dar ți-ați că ăsta nu-i contextul, gen, nu-i emisiunea. Contextul, am dansat cu ea, ce am făcut? Am pus eu să zic că să vreau să vin la brații, în brațele tale. E ceva care se cheamă respect. Recunoștință. Și s-a dus în p***. E un p*** mea de aici de treabă. Toate-s la mișto. Dă-le, m***lor. Emoții și tot. Ești așa rece și dur și insensibil. Te descătușezi la un moment dat, știi? Și apoi constați că ai făcut un fraier din tine. Și că poți băgai erai un jec de om, un insensibil. Asta vor. Câteodată trebuie să fii mai... să le dai pe șleau decât să fii drăguț. Să nu te implici, să-ți bați un pic de joc. Unora le place drama mai mult decât le place... Pauza ai strigat un pic cam tare la Ramona. Sunt, bă, și un individ exagerat, gen, știi?
și foarte pasional. Sunt foarte, știi, fanatic așa. Pentru femeia care o să-mi fie aleasă, îmi dau și viața din mine, știi, bun. Eu n-am dat să, pentru mine nu se pune problema. În orice circunstanță, în orice aspect. Eu pentru femeia mea, când o să fie, îmi dau și sufletul din mine. Viața din mine o dau. La momentul în care sunt, văd lipsă de recunoștință, lipsă de respect sau de asta așa, știi, acte de superioritate, turbez, înnebunesc, dau foc la tot. Nu-mi da lipsă de respect, nu-mi da lipsă de recunoștință, că te tai imediat. Efectiv, te rad. Erai supărat pe Ramona? Nu, asta era ca o generalitate. Hei, lăsați, așa dintr-o dată ți-a venit așa cu năduful ăsta să spui generalitatea. Nu, doar că se trezesc cumva niște chestiuni pe care le-am retrăit la un moment dat. În fine, ar trebui iarăși să dau un pic timp înapoi, știți? Depinde cât de tare. Când am intrat, spre exemplu, eram o altă variantă. Și în toate, cumva la un moment dat am avut niște interacțiuni și mi-a spus, măi, ești rece. Ia? Da. Așa. Și m-am gândit la asta și am constatat că am fost singur destul de mult timp. Și am constatat că m-am răcit cumva, iar în momentul în care vrei o relație și trebuie să investești niște emoții, trebuie să investești niște nervos, pur și simplu să stai o stană de piatră cumva, trebuie să ai o oarecare căldură, eu așa consider. Și cumva am mai renunțat la stabila aia de stană de piatră, ca să spun așa, de om de gheață. Și constat că am făcut o mare greșeală în momentul în care am făcut lucrul ăsta. Mai degrabă rămâneam stone cold și nu investeam deloc nicio emoție, niciun sentiment, nicio chestie. Și mai îmi place la un moment dat, tot așa interacțiuni când vorbeam și eram împreună și lucruri de genul ăsta, spunea în tine cumva că îmi place că ești matur, știi ce vrei. În tine găsesc liniște, așa a spus. În tine găsesc stabilitate, mă simt acum protejat. Nu mai crede lucrurile astea? Păi nu, dar asta e chestiunea. În momentul când ești acolo și sunteți împreună, toate sunt bune, frumoase. În momentul în care încetează interacțiunea, ești vorbit de rău. Detest când se întâmplă lucrul ăsta. Cu ca și când ne despărțim, totul este bine și frumos. După ce ne despărțim, n-am fost niciodată, nu știu cum. Eu niciodată nu mi-aș permite să te vorbesc pe tine, dar niciun alt fost de-al meu rău. Niciodată nu o să fac chestia asta. O să respect în continuare, indiferent de relația pe care am avut-o cu partenerul meu. Dar de ce era așa de supărată ieri pe Stelian? Eu? Da. Pentru că vorbește mereu și se bagă în toate discuțiile mele. El, în discuția respectivă, nici nu avea treabă. Nu înțeleg de ce a intervenit el. Păi ai făcut o remarcă, Ramona, cumva, știi, și mi-am adus așa aminte niște lucruri. N-aș fi vrut neapărat să intervin sau să te pun într-o postură proastă. Doar că sunt cumva... Dar și tu faci Stelian și spui foarte multe lucruri, dar pentru asta eu nu m-am băgat niciodată. Cum? Și tu faci remarci care poate mie nu mi se par neapărat corecte sau spui anumite lucruri care din punctul meu de vedere nu sunt tocmai corecte, dar niciodată nu m-am băgat peste tine sau într-o discuție de-a ta, unde nu aveam eu nicio treabă. Poți să dai un exemplu? Cum e chestia asta ai făcut? Nu pot să dau un exemplu. Te cred. Pentru că nu am... Un exemplu. Pentru că am o inteligență artificială. Okay. Și nu pot să-ți dau ție un exemplu, înțelegi? Asta a fost urât. Ce anume? Cu exemplul cu inteligența? Da. Nici tu n-ar trebui să vorbești urât despre fosta ta iubită. Eu știu că am mai fost în trecut remărci de genul ăsta, nu neapărat cu tentă spre răutate, dar nici nu vreau să scot în evidență niște particularități poate negative, pentru că cu toții le avem, în regulă. Dacă stai să mă gândesc, Stelian, în astea două luni de competiție, nu știu care din care, adică eu te-am vorbit mult mai frumos decât ai făcut-o tu și eu niciodată nu am încercat să, nu știu, să te jignesc cu ceva. Dar nu nici facem concurs eu, care... Nici eu nu am încercat și nu consider că este faptul să jignim sau să aruncăm cuvinte, pentru că este foarte ușor să dai cu noroi în cineva. Este adevărat. Asta faci tu, mereu. Păi vorbeam cu tine, Ramona, de cele mai multe ori, în momentul în care spuneam anumite lucruri care consider că nu te-ar avantaja în anumite circunstanțe. Ți-am și scos în evidență cumva și părțile bune, pentru că cu toții nu există om făcut doar din bine, din lucruri bune sau din rău. Știi? Ar fi fost și momentul mai care... bine să-i fi spus atunci că te deranjează. Și adu-ți aminte. Când erai implicată emoțional în relația cu Stelian, le acceptai așa,
fără să comentezi. Ceea ce nu e ok. I-am spus anumite lucruri care mă deranjau și schimbați chestia asta. Și aduți aminte, încă un aspect, scuza că te-am întrerupt. În momentul în care am simțit că am făcut ceva deplasat, nu te-am luat deoparte și ți-am zis că nu am vrut să sune chiar așa, poate am exagerat, aduți aminte. Bă, da, tocmai asta spun, că mereu vorbeam după, dar chestia asta, oarecum, sunt unele cuvinte care mie poate mi-au rămas. Da, dar vreau să-mi întreb ceva, Stelian. Hai că o ducem, poți mai vorbiți voi. Tu ai avea, te-ar deranja dacă, de exemplu, Ramona, într-o perioadă de timp, nu știu, ar intra într-o relație, dau și eu un exemplu, cu Robert? Pentru ce să mă deranjeze, nu înțeleg. Adică nu te-ai simți așa... Dar asta cred că s-ar manifesta drept gelozie sau ceva de genul ăsta, nu? Nu știu. Cred că așa ar trebui să sune gelozia din câte... Deci te-ai deranja? Nu, sub nicio formă. Nu e în caracterul meu asemenea emoții. Hai să